Salutare tuturor! Sper că sunteți cu toții bine și dornici de a învăța noi lucruri. Astăzi v-am pregătit activitatea Stând în natură. Înainte de a începe, am să vă las și pe voi să ascultați o parte din cântecul lor. Nu-i așa că ele ne încântă atât de frumos? Acestea nu au nevoie de instrumente muzicale și totuși reușesc să ne încânte cu cântecele lor. Activitatea noastră de astăzi se numește Rândunica. Pentru început, trebuie să știți că rândunica este unul dintre cei mai importanți vestitori ai primăverii, pentru că ea sosește în țara noastră la începutul primăverii. Mai putem ști că rândunica este o pasăre mică și migratoare, adică ea călătorește mereu. Toamna pleacă din țara noastră într-o altă țară unde este mai cald, iar primăvara se reîntoarce în țara noastră. Pentru început, vom observa principalele părți componente ale rândunicii. Capul are o formă rotundă, iar pe el se află ochii. Aceștia sunt mici ca două mărgele negre. Sunt așezați lateral de o parte și de alta a capului. Ciocul este mic și ascuțit. Capul este prins de corp printr-un gât scurt. Majoritatea rândunicilor au această pată de culoare roșie ruginie. Corpul rândunicii are o formă mai alungită. Acesta este format din piept și spate. Pe corp, în partea de sus, se află două aripi ascuțite. În prelungirea corpului se află coada, care se aseamănă cu litera V, iar în partea de jos a corpului se află cele două picioare. Acestea se continuă cu patru degete, în vârful cărora se află niște ghiare foarte ascuțite. Iar în final, să nu uităm că rândunica are corpul acoperit cu puf și pene. Așadar, pentru că rândunica are aripi și corpul acoperit cu pene, rândunica este o pasăre. Acum, cu ajutorul părinților, vă las pe voi să le enumerați cu voce tare și să spuneți câte sunt din fiecare. Bravo, copii! Dar ca să fim și mai isteți, vom mai învăța câteva lucruri despre această pasăre minunată. Cu ce și cum se hrănește rândunica? Această mică pasăre își prinde hrana din zbor, ajutându-se de cioc. Ea se hrănește cu tot felul de insecte zburătoare, precum libelule, furnici, musculițe și altele. Unde și cum trăiesc acestea? Toamna, rândunelele pleacă din țara noastră pentru a petrece iarna în alte țări mai călduroase, iar primăvara se reîntorc în țara noastră. Înainte de fiecare călătorie, acestea se adună în stoluri. Vorbesc între ele și își fac călătoria împreună. Primăvara, când ajung din nou în țara noastră, ele se reîntorc la aceleași cuiburi pe care le-au lăsat toamna când au plecat. Cele care nu au un cuib își caută un loc potrivit pentru construirea lui. Acestea preferă casele gălăgioase de la țară,
unde se află copiii, animale domestice, deoarece știu că acolo se află cel mai în siguranță. Ele nu o să-și zidească niciodată cuibul la o casă părăsită sau în sălbăticie, deoarece știu că acolo sunt tot felul de primejdii și ar fi lipsite de protecție. Așadar, casa rândunelelor se numește cuib. Într-un cuib locuiesc două rândunele, o femelă și un mascul. Ele își construiesc cuibul singure. Acestea își zidesc cuiburile în locuri umbroase, ferite de razele soarelui și în apropierea oamenilor. Pentru a zidi un cuib, rândunica realizează aproximativ 1000 de zboruri, aducând în ciocul ei micuț bulgări de noroi, lut, fire de iarbă uscată, paie și chiar păr de animale. De exemplu, rândunelele noastre și-au zidit cuibul pe grinda tavanului din hambarul nostru. Forma cuibului poate fi asemănată cu o jumate de cană. De obicei, construcția unui cuib durează între 7 și 10 zile, după care ele mai au nevoie de câteva zile pentru căptușirea lui, adică rândunelele adună fire moi de iarbă, puf și pene pe care le așează în cuib. Oare știți să-mi spuneți voi de ce își amenajează rândunelele cuiburile așa confortabil, adunând pene și puf? Dacă știți, felicitări! Dacă nu, nu-i nicio problemă, am să vă spun eu. Ele își amenajează cuiburile confortabil pentru viitorii membri ai familiei, adică puiilor. În cele ce urmează, vom afla cum se înmulțesc rândunelele. Să știți că am o surpriză pentru voi. Azi am stat la pândă, iar când rândunica a zburat din cuib, probabil pentru a mânca, m-am urcat pe o scară și am filmat în cuibul acesteia. M-am gândit că așa o să înțelegeți mai bine ceea ce vă spun. Vreți să vedeți și voi? Eram sigură. Am filmat cât am putut de aproape pentru a putea vedea și voi cum este construit un cuib. Observați paiele și lutul din care acesta este zidit, iar în interiorul lui putem vedea așezate penele și puful despre care vă spuneam. Acest cuib este un cuib foarte rezistent. Voi încerca să filmez mai în interior pentru a putea vedea ce se află acolo. Uite, uite, uite! Niște ouă! Ce drăguți! 1, 2, 3, 4, 5 ouă! Să știți că ouăle rândunelelor sunt foarte mici și au aceste pete maronii. Putem observa foarte bine paiele și puful pe care acestea sunt așezate. Acum, după ce rândunica se va întoarce, se va așeza din nou pe ouă, pentru a le ține de cald. Acest lucru înseamnă că rândunica clocește ouăle. Uite, uite, s-a întors! Acum se va așeza pe ouă! Ce drăguț! Perioada clocirii durează aproximativ 15 zile. După această perioadă, vor ieși puii. Rândunicile zboară toată ziua aducând hrană puiilor lor. Aceștia sunt hrăniți pe rând de ambii părinți. Când părinții se întorc la cuib, este gălăgie mare, deoarece fiecare pui își va deschide ciocul pentru a primi mâncarea. Aceștia vor putea părăsi cuibul după aproximativ 20 de zile. Înainte de a finaliza activitatea, vreau să vă spun că rândunica este considerată una dintre cele mai folositoare păsări, deoarece ea consumă un număr mare de insecte care dăunează agriculturii și omului.
Ca și activitate practică, spuneți părinților ce este rândunica și de ce o numim pasăre. Vă mai propun să vă relaxați ieșind în natură și ascultând cântecele păsărilor. De asemenea, vă rog să construiți și voi un cuib din ce materiale aveți la îndemână. Dacă ieșiți în natură, puteți folosi pietricele, frunze, fire de iarbă sau crenguțe uscate. Dacă nu ieșiți deloc din casă, folosiți ce aveți voi la îndemână. Piese de Lego, plastilină sau orice altceva. Eu, totuși, sper ca în zilele ce urmează să ieșiți în natură. În încheierea activității, vreau să vă felicit pe toți acei care ați reușit să fiți atenți și să rețineți câteva aspecte din viața unei rândunici. De asemenea, vreau să vă felicit de pe acum pentru rezultatele voastre și ne auzim la activitatea următoare. Vă pup! Pa, pa!